pentru nativii zodiei Balanță. Venus, guvernatorul lor, intră în semnul Taurului. În casa a șaptea rămâne Mercur și intră Marte din ziua de marți. Dată fiind situația, da, foarte posibil să fie solicitați în regim de urgență pentru cine știe ce activități. Acum, vorbe de a ei, bineînțeles, vor ști, vor aprecia dacă au timp, dacă își doresc, care poate să fie potențialul, viitorul, ce se poate lega, bineînțeles, pe mai departe. Oricum, pentru ei, pentru nativii Balanță, foarte important este să recupereze, să obțină ceea ce li se cuvine. În cazuri deosebite, așa este viața, foarte posibil se apropie momentul să intre în posesia unei moșteniri, ajung la o înțelegere convenabilă, avantajoasă. Bineînțeles, dacă este vorba despre o discuție în familie cu ocazia sărbătorilor, în preajma sărbătorilor, că se întâlnesc acolo, sunt mulțumiți de rezultat, se miră și ei, uite ce ușor a acceptat propunerea mea sau am obținut ceea ce mi-am dorit, sunt bucuros de rezultatele la care am ajuns. Din punctul acesta de vedere, da, este o perioadă, o săptămână norocoasă pentru ei, pentru nativii Balanță.